Pentru a asigura o întreținere adecvată a vehiculului, efectuează un control regulat al nivelului uleiului de motor, al lichidului de răcire și al lichidului de frână. Nota bene, nivelul lichidelor trebuie verificat pe teren plat, cu motorul oprit și rece. Eliberează capota, trăgând de levierul localizat cel mai jos pe partea stângă a tabloului de bord. Ieși din vehicul, ridică ușor capota și împinge clapeta de siguranță pentru a desprinde capota. Ridică capota și menține-o pe poziție cu ajutorul tijei. Pentru a verifica nivelul de ulei, trage afară joja și șterge-o. Reintrodu-o complet, apoi trage-o din nou afară. Nivelul de ulei ar trebui să fie între marcajele minim și maxim. Dacă nivelul este sub marcajul minim, este necesară completarea cu un ulei cu aceleași caracteristici. Pentru a completa, deșurubează acest bușon și adaugă ulei. Rezervorul de lichid de răcire este amplasat aici. Nivelul de lichid ar trebui să fie între marcajele minim și maxim. Completează nivelul dacă este necesar. Utilizează doar produse autorizate când alegi antigelul pentru motorul tău și un aditiv anticoroziune pentru sistemul de răcire. Nivelul lichidului de frână nu trebuie să scadă niciodată sub marcajul minim. Completarea sau orice lucrare asupra sistemului hidraulic trebuie să fie efectuate de către un specialist. Rezervorul lichidului spălătorului de geam se află aici. Pentru umplere, desfă capacul și umple până când lichidul devine vizibil. Utilizează întotdeauna lichidul adecvat pentru spălarea geamurilor. Reține că bateria nu necesită nicio operație de întreținere. Nu ar trebui să o desfaci sau să o încarci niciodată. Dacă trebuie să o înlocuiești, contactează un reprezentant al mărcii. Pentru a închide capota, plasează tija în poziția originală. Ține capota din mijloc și coboară-o până la aproximativ 30 de centimetri de poziția închisă, apoi lasă-o să cadă. Se va bloca automat sub greutatea proprie. La final, dacă o componentă electrică nu mai funcționează, verifică starea siguranțelor. Deschide această trapă pentru a accesa siguranțele. Nota bene, anumite funcții sunt protejate de siguranțe amplasate în compartimentul motor. Îți recomandăm ca înlocuirea lor să fie făcută de către un reprezentant al mărcii.